Termometrul sub care își dădeau întâlnire în tinerețe vârstnicii zălăuani a dispărut fără urmă. Acesta era amplasat pe clădirea Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu, care între timp a fost reabilitată. Acum, termometrul reclamă, care în timp a devenit un reper urbanistic, nu este de găsit. Un termometru cu vechime de aproape 100 de ani a dispărut de pe clădirea actualei Direcții Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național Selaj din centrul orașului Zălău, după ce aceasta a fost reabilitată. Cei care vorbesc despre termometrul reclamă din centrul orașului își amintesc despre momente prețioase din propriul trecut. Aici își dădeau întâlnire cu prietenii pentru a merge la film sau cu iubitele din tinerețe, care au devenit ulterior soții. Acum termometrul, simbol al urbei, nu mai există. Nu avea obiectul acesta pe inventar nimeni, nici primăria Zalău, nici cultura. Ca atare am căutat după ceva ceea ce știau oamenii toți din Zalău că există, dar pe hârtia nu a existat niciunde, deci nu era pe inventarul nimănui. Doi zălăuani au demarat o anchetă pentru a afla mai multe informații despre termometrul dispărut. Alexandru Locotoș a aflat de către cine a fost fabricat termometrul. A trimis un e-mail firmei producătoare prin care a solicitat date suplimentare, atașând și fotografii ale acestuia. Răspunsul nu a întârziat să apară. Termometrul reclamă a fost fabricat prin anii 1920-1930 și a devenit valoros datorită vechimii sale. Mulți au reclamat dispariția acestui termometru și am încercat să facem ceva să reapară acest termometru. N-am reușit să găsim cel vechi și am luat legătura cu Bayer, firma Bayer din Germania, care ne-a pus la dispoziție cu titlu gratuit acest termometru, care, zic eu, arată bine. Pasiunea celor doi zălăuani pentru recuperarea acestui simbol neoficial al orașului a fost răsplătită de către firma producătoare, care le-a donat un termometru nou-nouț, modern, care să le locuiască pe cel vechi pierdut.